primul punct în grupe, sunteți mulțumit? Bună seara. Dați seama că jucând acasă vreau să câștigăm acest meci, dar ținând cont că am fost conduși, am revenit pe tabelă în repriza a doua și chiar puteam să câștigăm, dar în același timp și ei puteau să câștige. A fost un meci echilibrat, o echipă foarte, foarte bună a lui Renders, cu viteză, cu mulți jucători de atac buni și faze fixe unde sunt maestri. Golul care l-au marcat astăzi, l-au marcat de vreo 3-4 ori în campionat. L-am studiat, l-am antrenat azi dimineață. Din păcate nu ne-a ieșit și noi am ratat la fază fixă unde am avut 2-3 mari ocazii cu capul și dacă marcam acolo, altul era rezultatul. Dar vă spun, am jucat cu o echipă foarte, foarte bună. După un singur punct, în două meciuri, care sunt șansele la o calificare în faza următoare? Sunt normal mai mici ca înainte, dar trebuie să credem în ele. Jucăm acum două meciuri cu favorita grupei, care joacă extraordinar, dar trebuie să credem în noi și poate mai creștem fizic în perioada următoare. Ne concentrăm la meciul de duminică, după care va veni o pauză și trebuie să lucrăm mai mult și sper să arătăm mai bine când după pauză. Ali Bek a intrat astăzi, cum l-ați simțit, cum vi s-a părut și totuși el nu a fost convocat nici la națională. Ținând cont că n-a jucat de mult timp, a fost o lună accidentat, s-a antrenat 4 zile, eu zic că a intrat excelent. Sincer, nu mă așteptam să intre așa de bine. Mă gândeam că fizic o să poată, dar mă bucur că a rezistat. Sper să n-aibă nimic după meciul ăsta și să poată să joace și duminică. La fel și Debeliuc. S-a antrenat doar o zi, a stat vreo 10 și a intrat și a încercat maximum. Deci mă bucur că au intrat atacanții. Dacă nu ar fi intrat, ar fi fost foarte greu azi. Nici Camora nu a fost convocat la națională. Credeți că va fi convocat pentru următoarele acțiuni? Sau? Nu știu, asta nu mă întrebați pe mine, întrebați antrenorul național. Cum credeți că va fi meciul cu Mediaș? E la scurt timp. Peste 2 zile jucăm. Gândiți-vă și la noi, și la jucători, și la... Nu e ușor. Presiunea e mereu la noi și trebuie să câștigăm. Echipele toate se odihnesc, joacă la săptămână. În schimb, noi nici nu putem alcătui ce vrem, lotul care vrem, pentru că sunt foarte puțini jucători pe listă, sunt mulți jucători care nu sunt pe listă și asta e o problemă. E clar că e greu să joc cu aceeași echipă, trebuie să fac multe schimbări. Și nici omogenitatea nu e bună, pentru că cei care au jucat astăzi, Boateng a jucat puține meciuri, Ștefan e primul meci în cupele europene, la fel și Debeliuc după accidentare. N-a fost ușor să facem echipa de start, dar jucătorii sunt buni la CFR și trebuie să mai fie puțin mai bine fizic și atunci cred că o să fim mai bine. Revenind la națională, ce șanse are România cu Germania? E clar că șansa a doua, dar există o șansă, trebuie să se joace. Dar dacă bat celelalte meciuri, nu cu Germania, nu trebuie să batem Germania, trebuie să batem cu celelalte, nu văd de ce nu terminăm pe locul 2, cred că sigur terminăm pe locul 2. Repriza a doua a fost clar mai bună pentru CFR. Putem spune că rezervele au adus plusul sau automat Randers făcând pasul în spate era oarecum logic ca CFR-ul să ajungă mai ușor în treime adversă? Da. A mine nu mi s-a părut că ei s-au retras. Ei au jucat tot timpul cu pressing sus. Ei au fost mereu echipă compactă, echipă foarte bună. E clar că plusul a adus Ali Bek cu Petrilă. Au intrat foarte bine. Asta a fost și tactica acestui meci. Să intre pe final, pentru că Ali Bek nu s-a antrenat deloc, să joace 30 de minute. Petrilă la fel să intre, pentru că a jucat toate meciurile 90 și era puțin obosit, mai ales după meciul Arad. Și a intrat amândoi foarte bine, dar și ceilalți care, și Culiu a intrat bine, mi s-a părut că a intrat foarte bine, deci nu putem să spunem că a intrat vreun jucător înainte. Și Bordeanu la pauză a dat un plus de energie, îl știm pe Bordeanu. Trebuie să jucăm și duminică, m-am gândit și la asta și e greu să joci din 2 în 2 zile sau din 3 cum jucăm noi și nu facem antrenamente deloc, pur și simplu doar stăm în avion, în autocar, pe teren mai puțin, pentru că nu avem timp. De obicei, un antrenor care vine la o echipă are nevoie de ceva timp. Dumneavoastră știți foarte bine jucătorii, știți locul, știți clubul. Simțiți faptul că în aceste 9 luni în care ați lipsit de aici, CFR-ul cu Edi Ordănescu, cu Marius și Mudică a încercat un alt fotbal și acum dumneavoastră vă este mai greu să jucați fotbalul pe care l-ați implementat la CFR Cluj și care a adus rezultate, cu un fotbal mult mai direct, un fotbal puțin riscant. Simțiți că jucătorii sunt trași puțin mai spre ofensivă acum și încearcă să țină mai mult mingea jos, să joace mai avântat?
Nu știu, nu pot să răspund la această întrebare pentru că n-ar fi corect să zic ceva despre colegii mei dinainte. Nu l-am văzut. Eu nu l-am văzut. Eu nu l-am văzut încă. N-am avut timp pentru că vă dați seama. Prioritățile sunt altele. Acum avem meci. Am meciul cu media și acum e o finală. Și trebuie nu cumva să facem să ieșim cu capul sus după meci. Sunt convins că va fi foarte, foarte greu meciul. S-au adunat mult prea multe meciuri. Și sper să câștigăm acest meci. Avem nevoie mare. Schimbări de antrenori. În Liga 1 ați văzut probabil la Dinamo și la Șep și la Șep și se vehiculează că ar veni Vladislav Benulni, la Dinamo a semnat domnul Renic. Mă rog, dacă s-au rezolvat actele. Nu am ce să comentez. Știi că în România se schimbă antrenorii. Asta e viața noastră. Eu am mereu bagajul făcut oriunde am fost. Așa sunt și alți antrenori. Asta e soarta antrenorilor. N-ai ce face. Astăzi am văzut mai degrabă un 4-2-3-1, dacă nu mă înșel, cu Jonathan Rodriguez și cu Nana Boateng, doi pivoți în fața apărării. De obicei ne-ați obișnuit cu 4-3-3, chiar dacă mai era Djokovic, care era optar. Vă gândiți să implementați acest 4-2-3-1 pe viitor, dacă aveți închizătorii la dispoziție? Da, m-am adaptat la lotul care l-am. Mie îmi place mai mult 4-3-3, așa am fost obișnuit la CFR. Vom încerca să aducem, nu știu, să jucători pentru acest sistem. Să jucăm în sistemul ăsta. Posibil și la alte meciuri să mai jucăm în 4-3-3. Dar astăzi, așa, am crezut eu că e mai bine. Nu știu dacă a fost soluția cea mai bună. Dacă câștigam, sigur, spuneam că așa a fost bine. Dar până la urmă, ținând cont că am venit din urmă, bine că n-am pierdut. Dar e posibil în viitor să mai jucăm. Acum trebuie să mă concentrez la meciul ăsta de duminică și văd ce soluții voi găsi.